Guvernul va aloca bani pentru procurarea a 700.000 de doze de vaccin Pfizer. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței executivului. Lotul ar urma să ajungă în luna septembrie-octombrie, iar Ministerul Sănătății poartă acum negocieri directe cu Pfizer pentru a putea asigura semnarea contractului ce prevede achiziționarea unui număr impunător de vaccinuri. Republica Moldova a lansat campania de imunizare contra COVID-19 în data de 2 martie. Este o decizie importantă care trebuie să o luăm astăzi. Este vorba despre negocierea pe care o poartă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu compania Pfizer-BioNTech. Este vorba de achiziționarea unui lot de 700.000 de vaccinuri și, dacă nu mă înșel, domnul Curov, urmează să fie, dacă se reușește achiziționarea acestui lot, livrarea urmează a fi în trimestrul 4 al anului curent. Încă 20